Haide să facem și noi masa, să pregătim masa de, de anul nou, da? Că mai e un pic și ajunge și papa, da? Și ne apucăm să pregătim un pic. Ce ai pățit? Mă ajuți? Că tu ești mai mare, Zizu, da, nu are nicio șansă să mă ajute. El mai mult ia și, uite, Zizu, tu joacă-te un pic cu asta aici, cu minte. Vrei să-ți dau să colorezi ceva până mă ajută Milan? Da. Colorezi? Uite, mama, pune tu asta mai acolo. Mult. Imediat, stai că îți dau să colorezi tu. Mă zgălești. Uite, colorează tu ceva aici. Uite, copilul ăsta cu schiurile. Ăsta ești tu cu pe schiuri, da? Uite, ce? Zian pe schiuri. Ia, cu ce culoare îl faci? Cu ce culoare vrei? Ce culoare vrei, mami? Ce culoare vrei? Ce culoare? Schiuri, dar ce culoare vrei? Roșu. Roșu? Poftim. Ia roșu și colorează aici până mă ajută pe mine, Milan. Mami, trebuie să facem un platou așa cu... Stai să mă gândesc cu ce facem. Facem unul dulce și unul facem cu brânzeturi, cu struguri, cu nuci. Așa se pune de anul nou pe masă. Cic. Da? Cic, da. Cic, așa. Am decis pentru nou an să pregătesc masa. Prima dată am zis să facem masa așa să arate frumos, să arate copios. Eu nu prea sunt adepta tradițiilor, nu sunt superstițioasă de fel și nu prea țin cont de tradiții. Și atunci am zis, hai să mă abat puțin de la regulă și să pun și eu ceva pe masă ce se pune de revelion. Și dragul zice, băi, trebuie să luăm niște struguri, niște brânzeturi și niște nuci, că asta se pune pe masă. Și am zis să mai iau și ceva dulce, că sigur copiii o să ciugulească ei câte ceva. Mă ajut tu, da? Uite, ăsta e platou. Îl facem pe ăsta? Îți place ăsta cum arată? Stai să luăm unul, măi. Ăsta, da? Ăsta, da. Așa. Și hai să vedem cum le așezăm, că eu nu mă prea pricep la ornat. Dar m-a ajuns tu, da? Da. Ar trebui să căutăm niște scobitori. La așa mai tu colorează astăzi. Acolo. Păi nu am luat astăzi, cred că nu am uitat să iau scobitori. Aia e problema. Ia uite-te pe aici prin spate dacă sunt. Pe aici, pe jos. Nu? Da, mami, da. Să te ajut eu? Da. Păi nu poate mami să te ajute, că mami trebuie să pun aici, mama. Ce ai nevoie? Da. Așa. Așa. Vrei un autocolan? Nu. Uite, ăsta cu josete. Hai să vedem cum le desfac eu pe aici, poate îmi tai și degetele. Op. Vrei să le așez tu? Da. Trebuie să le așezăm frumos aici, pe farfurie. Milan este ajutorul meu de nădejde, cu siguranță. Mă ajută foarte mult cu cel mic. Noi plecăm foarte mult prin țară și de multe ori plec doar eu cu copiii și atunci în mașină, când Zian se plictisește sau începe să se agite, el e acolo și mereu mă ajută. Și cu multe, cu absolut multe. Mă ajută să-l îmbrac, de multe ori poate când ne urcăm în mașină e mai frig și după ce se încălzește, rog, dezbracă-l și pe el, dă-i geaca jos, dă-i căciulița, nu este ajutorul meu. Clar. Să arate foarte drăguț. Știi, pui și din astea, pui și din astea, o să-ți dau și din astea și trebuie să mai iau... Păi, cum vrei tu, așa să le așa drăguț, da, să arate bine da, platoul, da? Da, 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 da. Să iau eu strugurii, să-i una lângă un alta? Nu una lângă alta. Cum crezi tu că ar arăta bine, mami, să le să așezăm așa frumos? Nu știu ce să mai pun. Spun măsline, ce să mai pun pe astea de anul? Habar n-am. Sunt afoană că de obicei mami face treaba asta. Iar eu sunt pe lângă. Cum e cu aranjatul. Uite, spălăm un strugure din ăsta mai mare, da? Să-l punem acolo, pe undeva, pe farfurie. Sau mai facem o farfurie? Facem două? Cum vrei. Vrei să faci tu una, eu una? Nu. Sau punem aici amândoi? Stai să văd cum să punem strugurile astea. Cum zici ia, tu? Ia puțin mânuța. Uite, punem strugurile pe margine aici, așa. Și în partea aia punem brânzeturi și nuci. Bine? Da. Așa. Am făcut un platou, l-am rugat pe Milan să mă ajute. Am făcut un platou cu brânzeturi, el a aranjat tot platou. Eu doar am spălat și am pus strugurii și nucile. Și încă un platou cu cozonac și câteva prăjiturele. Copiii au mâncat destul și noi am mâncat destul de Crăciun și atunci am preferat să fie ceva mai light așa noaptea de revelion. Opașa. Opașa puiu. Stai aici în funduleț, da? Stai aici cu minte? Așa. Mai pune și așa și așa, pune de toate, da? Așa, să punem și nuci. Acum o să schimb. Vrei o nucă, Zizu? Nu. Nu vrei o nucă? Bine, o să fac invers. Vrei o măslină? Nu. Vrei un bob de strugure? Mama, nu pot face cafea, că nu vrem să facem cafea. Nu apăsa pe ăla.
Păi să punem și astea pe nuci. Și un cașcaval. Pune și cașcaval. Și Zizu, ce faci, mami, cu tigăile? Un fel, altfel și încă altfel. Așa am fost în continuare. De obicei plănuiam că era mai tare. Era un fel, un rând, un fel, un rând, un fel, un rând. Și așa era totuși bine. Dar a făcut cum știam eu și a făcut mama. Vezi? Să nu spăl pe mâini. Da. Ia. Ce bun e? Așa. Ușor. Găleata asta uriașă. Găleata tigaie. Nu, mami, nu, pe șapă. Ați auzit vreodată de găleata tigaie? Nu. E găleata asta, zi mami. Pardon. Nu tigaie. Chiuvetă. Da. M-am pregătit, am ajutat tot și pe mama, dar ziam când a văzut el că el colorează și noi, de fapt, pregătim mâncarea, s-a dat jos și a zis, fac și eu mâncare, cred că a zis mâncare, că totul nu știe, vrea să fac și eu mâncare. Și așa că a zis mâncare, nu mi-am inteles cum a spus, și am gătit amândoi. Pentru că a mâncat destule sarmale de Crăciun, mama, acum suntem mai așa, mai pe un strugure, o brânzică, o măslinuță, o da? Nu mai păpăm atâtea bunătăți, că a mâncat de Crăciun de toate. Bunătate de bunătate! Bunătate. Și acum tem cozonac și punem și niște prăjiturele, da? Așa, lejer, da? Papa oricum nu o să mănânce zahăr. Ce faci, mami? Eu o tai și tu o mănânci? Da. Iau cu totul pe asta atunci, că nu pot să mai pun pe farfurie acum, tăiată, da? Ia, poftim. Stai pe ea, pe masă, mama. Așa, ca să nu murdărești pe jos. Nu prea tai cuțitul. Ia. Vrei și tu din ăsta, Zizu? Nu. Nu vrei tu, nu? Tu mănânci brânzică, tu. Faci caval. Unul cu dulcele, unul cu mâncarea. Așa-s copiii mei. Unul ar mânca numai dulce, unul ar mânca numai mâncare. Ne-ar mânca și pe noi dacă ar putea câteodată. Deci el dacă nu are mâncare atunci când e foame, e gros. Să-l sunăm și pe papa să vedem dacă a luat vâscu. L-am trimis pe Dragoș după vâsc. Să ne pupăm la 12 noaptea cu vâsc. Așa, mami, dărâmă tot. Ia, ține aici. Așa. Mamă. Unele s-au turtit, unele sunt încă întregi. Le punem pe astea care sunt întregi, să arate mai drăguț. Da? Mama a pus strugurile pe farfurie. A făcut și un platou cu dulciuri. De obicei chiar vreau să fac eu și mi l-a pus mama. Mi-a pus ea fursecul sau celălalt.